Mâini care ajută putem fi cu toții, fiecare dintre noi. Stă în puterea și în voința noastră. Aici, mâinile care ajută sunt copiii de la centrul de plasament din Govajdia și însoțitorii lor, Ana Plätter, Andrada și Ervin, reprezentanții asociației Help in the Hand, organizatorii excursiei. Am avut privilegiul de a întâlni o echipă minunată, care a oferit copiilor o adevărată lecție de viață, o lecție deschisă, prietenească, plină de învățăminte. O atingere, o îmbrățișare, o vorbă bună, toate acestea sunt ceea ce își doresc și acești copii, pentru ei și pentru ceilalți. Știm, așa cum știu și ei, că merită să primească tot ceea ce este mai bun, la fel cum oferă și ei, din suflet. Și așa de bucuroși în copii. Da, normal că îi doare, că au pierdut-o ei, dar le-am explicat. Ei de luni sunt în Surduc, la Surduc, toți copii. Și atunci nu avea. Oricum puteți să o vedeți. Da, o zis domnul, o ducem, da. O să mergem din când în când. Să o vedeți, să o vedem. Și o scoate și la plimbare, dacă aveți o. Mai are acolo un prieten, să poate vă, avem timp și vă arăt video-ul. Mai are acolo un prieten unde locuiește în casa care a adoptat-o. Imediat când a intrat acolo a început să dea din codița. Și noi copiii aducem sticle, apă călduță și un ceva șampon acolo și îi spălăm. Bine, dar nu spunem o chilă de șampon, care câinii are, cum am învățat și eu, are o... Am învățat acum că nu-i voie bine de lângă toată o piele, care îi păzește de boli și de... Ca și mama mai, dacă păi spălăm da. Prea mult pielea, pe urmă devine sensibilă și facem psoriazis. Și atunci mai bine sau urma cu apă. Simplu, umedit, cât de cât acolo. E părerea mea, fiecare face ce vrea în viața lui, dar părerea mea este, decât să cumpărăm, să cumpărăm în pâine de rasă, mai bine ajutăm o asociație din asta, sunt de multe, deci nu, să nu credeți că fac numai la asociația asta, vă fac reclamă sau ceva, aici am avut șansa să am dreptul, să intrăm, mulțumim frumos, și mai bine dăm bănuții ăia pentru vreodată la micuți din ăștia. Și am dat prin acest, cineva de sus, ori univers, ori Dumnezeu, m-a trimis de, am ajuns și la Andrada, și la Ervin, și așa ne-am format o familie mare, fără să fim într-adevăr familie mare. Dacă aveți ceva întrebări în legătură cu îngrijirea animalelor, doamna Dorina vă poate...